Ziua 3. Diana. Da. El a dormit față de mine. Da, de seara am făcut niște poze. S-a enervat Diana pe mine. Nu e adevărat. După am adormit, efectiv. Nu, deci vacanța e ceva ciudat pentru noi. Fix asta este chestia. M-am simțit foarte prost astăzi când Diana a vorbit cu părinții ei. Părinții ei ne-au certat că noi nu suntem în vacanță, că noi suntem la Da. muncă. Da. De zi cu zi facem chestii interesante, dar aici sunt mai multe chestii și noi vrem să filmăm tot și să facem și poze și să arătăm și bine și unghiuri și chestii și după să și edităm în cameră și ai mei vin și spun, da, vacanța când e? Când e? Dar vacanța când e? Și eu sunt... E destul cu plânsul. Astăzi urmează să mergem la safari, probabil de acolo o să avem multe clipuri, sper Da. eu. Da. O să vă las pe Diana să-și facă story ca să putem să ieșim și noi din cameră, că este deja 10 și n-am ieșit, pentru că trebuie să posteze niște chestii. Ne-am cumpărat cei mai urâți ochelari ca să nu-i stricăm pe cei buni în safari. Let's go! Ia, Diana, ne zici de ce suntem panicați puțin? Pentru că am plătit să mergem în safari la 1:30 astăzi, 1:29 și nu este nimeni aici. Da, ideea e că nu este cu ghidul și suntem puțin panicați. Am urcat într-o mașină cu nimeni altcineva. Să mă duc cu să ne vedem acolo, dacă nu, mami, tati, vă iubesc foarte, foarte mult, sper să ajung acest footage la voi. Au fost bun, era azi dar mă cu. Have a good trip, everybody. Thank you. Thank you. Roman, yes? Yes. Yes, Roman. Why do you have Romanian? Yes, good. Cum te simți, Diana, aici? O mușcă! E ceva ce vezi în filme, știți? Când drăpește pe cineva și... Aoleu! Să mor, acolo mă duce cu gândul, ce vrei? Go! Take your head back. Okay. Thank you. Nu mai simt nasul de la cât de tare mi-a spus. Nu sunt să știam să-mi dau palme. Mai bine așa. Da. Ok. So now because we all have a rest a little bit. Ne pasează ăștia de la unul la altul așa, MTS.
Viviana, repede. Și asta să nu să mă ajute mai mult, mă deranja. Adică, uite-te un pic. Ok. Thank you. Până acum cum ți se pare? Interesant, nu? Da, parcă... este interesant. Hai cu buggy. Diana, ne-am dat cu ATV-ul, ne-am dat cu Wagyu, acum am zis că ăștia să ne facă carne. Da, nu, dar oricum cea mai tare fază a fost faptul că în Wagyu am fost 4 persoane, eu cu Radu și încă un bărbat și o femeie. Și a condus bărbatul ăla, a condus Radu, după ce a condus Radu am zis vreau eu și a zis, cum, tu? Și zic, da, my friend, eu. Băi, nu știu cum rezistă oamenii ăștia aici. Deci uitați, uitați unde suntem. Dacă asta nu e creepy, nu știu. Deci chiar că e creepy, adică nu vrem să fim ciudat sau ceva. Nu, dar așa e. Dar că este creepy, da. Eu din câte mi-aduc aminte, ni s-a spus că jumătate de oră mergem într-un șir, iar mai apoi suntem lăsați să mergem singuri. No. Știți când am mers singuri? Oha, n-am mers singuri și eu a trebuit să stau în fundul lor. Diana încercând să-și pună singură. Pot. Mergem să vedem un sătuc de... Acum mergem să vedem sătucul, da. Sau mergem la cămile acum? Nu, mergem la sat și în sat sunt cămile. Am ajuns! Uite cămilele! Alo. Hai Diana! Hai și noi. Ce ciudat mie. Îmi pare rău de el. Faci poză? Ce face Radu? Și eu un pic. E un pic milă de ele, sunt foarte frumoase, să știți. Dragele de ele. Diana, mai știi cum am vorbit noi pe ata? Când? Ce făceam? Nu, eu am vorbit cu tine prima dată, că tu nu mă zic pe seama. Da. Aveai nasul. Dumneție în Tulcea. Toma, din cauza ta. Sau datorită. Fiecare are putrui, vedem. Și a fost și fain. Băi, mă, știți cum a fost? Genial, deci genial. Avem 400 baterie. A fost extraordinar, a meritat fiecare. Da, ne-am speriat puțin la început, dar foarte tare. Okay, până la final. Gata, cred că încheiem vlogul aici, nu? Da, like, share și subscribe. Hai mă, că am învățat încet, încet. Pa!